Salutare! Cum eu și India ne avem ca frații de sânge, nu puteam rata ocazia de a vedea în cinematograf filmul Jawan și am avut noroc pentru că l-am prins pe final, dar cred că în curând va ajunge și pe Netflix. Avem de-a face cu Azad, un nene care ia cu asalt un tren cu călători și pune niște condiții atât de absurde încât stă terra în loc. Pentru a negocia cu el este activată în armada, aparent singura persoană capabilă de a-l aduce în fața justiției pe teroristul care nu are grețuri în a găuri captivii. Cum însă acesta scapă ca prin magie de mâna justiției, este declanșată o vânătoare la nivel național pentru capturarea acestuia însă nimic nu este ceea ce pare la prima vedere. Știu ce conține jalba cu care ați venit în proțap, iar răspunsul, din păcate, nu este unul pe plac. Da, se cântă mult în acest film, se cântă mult și aiurea, deoarece producția vine de la Bollywood, nu de la alte industrii de film ale Indiei. De la primul număr dansant în care au avut loc 5 schimbări de costume, mi-am dat seama că pelicula de față nu se va dezice de rețeta clasică. Lăsând la o parte asta, cred că am dat peste cel mai distractiv film al anului. Atenție, nu am zis cel mai bun, ci cel mai distractiv, deoarece este un spectacol pur, cum numai indienii știu să facă. Este incredibil de energetic, iar numerele de dans aproape că m-au făcut să o rup într-o serie de mișcări haotice printre rândurile de scaune, însă și acțiunea este una demnă de blockbusterele de la Hollywood. Evident că este lipsită de orice urmă de logică și abundă în cadre slow motion, dar la nivel de grandoare este de senzație. Plus că arată și bine ceea ce reprezintă în cobilă albă, deoarece în cazul unor producții de asemenea amploare, efectele speciale sunt ca șubrede. Ca aspect vizual este un poem cinetic. Imaginile sunt superbe, paleta coloristică vibrantă ce să mai, artă în mișcare și alta nu. Seria Furios și Iute ar fi geloasă pe câteva dintre cascadoriile prezentate aici. Așadar, avem urmăriri motorizate care se lasă cu carcase carbonizate, destule explozii, chiar dacă nu atât de frumoase pe cât m-aș fi așteptat, și sunt prezente și destule schimburi de focuri. Însă de bază sunt confruntările bărbătești între personajele care o dau parte în parte și când oamenii încep să se lovească, nu glumesc, sunt create continente noi ca urmare a forței pumnului. Ciocnirile plăcilor tectonice joacă la pitici dacă le compar cu bătăliile din acest film. Și am găsit secvențele respective mai palpitante decât tot carnajul vehicular de pe șosea. De ce? Pentru că antagonistul, care nu este azad, deși am menționat anterior că e terorist, are un caracter incredibil de grețos. Este atât de infect încât mi-a trezit dorința de a-l săpuni cu sârmă ghimpată, de a-l îmbăia în acid clorhidric și de a-l zvânta în cel mai mare cuptor cu microunde posibil. Toate acțiunile împuțite la care se dă acest nenorocit nu fac altceva decât să crească și mai mult anticipația pentru confruntarea finală care este una fenomenală și, mai presus de asta, poetică până la lăcrimare. Și apropo de acest aspect, Jawan m-a răpus sentimental în două scene distincte. Să zic că prima este destul de parșivă deoarece m-a atins la suflet Pavlovian, că n-aveam cum să mă abțin în contextul dat. Dar a doua venire a plângerii se produce înainte ca evenimentul declanșator să aibă loc. Practic m-a făcut să jelesc preventiv știind ce va urma să vină. Și pentru asta n-am altceva decât să aplaud filmul. Ce am evitat să menționez a fost cavalcada de răsturnări de situație, multe dintre ele improbabile, dar care au contribuit la crearea unui conflict titanic al cărui deznodământ abia îl așteptam. Fără să intru mai mult în detalii, Azad este un fel de Robin Hood modern care scoate în evidență corupția imensă din sânul conducerii politice a Indiei o conducere interesată doar de propriul ei buzunar și de nimic altceva. Însă, în același timp, ne arată că suntem și proști ca niște curci ploate, deoarece acceptăm cu atâta ușurință să fim subjugați de cine? De niște analfabeti funcțional care au niște diplome a căror valoare este sub cea a unei balici de vacă. La nivel de actorie este de înțeles de ce Shah Rukh este considerat a fi cel mai mare star la nivel global, Deși se apropie de vârsta de 60 de ani, este un fel de Tom Cruise al Indiei, deoarece rupe la nivel fizic, zvârle din picioare de nu-i adevărat și toarnă tone de șarm. Se achită cu brio de partitura complexă care conține atât emoție pură, cât și acțiune pe cinste, plus o lecuță de romantism, pentru că, nu-i așa, nu se poate film indian fără o poveste de dragoste. Ah, și înainte să evacuezi încinta, Trebuie să menționez că este unul dintre cele mai feministe filme pe care le-am văzut, dar nu m-a bătut la cap cu asta nici măcar o secundă. De aceea am delivrat niște elogii și aici, deoarece așa se face treabă, nu artificial și forțat ca și când ar fi doar o căsuță de bifat și nimic altceva. Personajele prezentate sunt puternice, credibile, inteligente, focoase și nu doar pentru că sunt femei, ci pentru că au un caracter bine clădit și emană forță prin toți porii. Filmul mi-a inervat toate simțurile și din punctul meu de vedere asta este o laudă că am rămas cu destule fire de păr sub unghii la cât de mult m-am scărpinat în cap urmărind unele scene fantasmagorice sau schimbări narrative bramburite, da, este adevărat. Însă, dincolo de aceste minusuri, spectacolul superb a fost cel care a prevalat și m-a energizat atât de mult încât, și nu glumesc, N-am putut să dorm în noaptea de după film. Eram convins că dacă mă iau la întrecere cu o turmă de iepuri durasel, o să ies învingător. Atât de multă adrenalină mi-a injectat. Hai că deja m-am întins prea mult. Mai spun doar că durează aproape 3 ore, deși eu aș fi vrut să țină încă pe atât. Însă cumva să sper la o continuare. Mi-am ispășit sentința, așa că am părăsit pușcăria nu înainte de a dezăvorâ 8 celule. Până data viitoare, votați cu capul, nu cu burta, să aveți parte de NIPEMI, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și papa. pa! pa!